Bine te-am găsit din nou! Sunt Alina Oprea și de 23 de ani implementez contracte FIDIC. Astăzi o să-ți spun despre clauza a doua din contractul FIDIC 1999, cartea roșie, dar și cartea galbenă, cartea roșie pentru contracte de construcții și cartea galbenă pentru proiectare și execuție. Întâi, o întrebare. Știi ce este Golden Rule? Golden Rule în contractul FIDIC este Who has the gold makes the rule. E o regulă pe care am auzit-o la câteva conferințe FIDIC pe care le-am auzit în Orientul Mijlociu, în Abu Dhabi și în Qatar, de exemplu. Și înseamnă cine are banii, cine are aurul, face regulile. Este parțial adevărat. Atunci când semnezi un contract FIDIC, regulile sunt clar scrise în contract și nu este cineva șeful celuilalt, ci este o relație de cooperare între beneficiar care vrea să aibă lucrarea făcută și antreprenor care execută sau proiectează și execută lucrarea. Clauza a doua din contractele FIDIC se referă la beneficiar și are 5 subclauze. Prima, dreptul de acces pe șantier, pe urmă a doua, autorizații, acorduri și aprobări, clauza 2.3, personalul beneficiarului, clauza 2.4, asigurarea resurselor financiare de către beneficiar și clauza 2.5, revendicările beneficiarului. Astăzi o să spun câteva lucruri mai interesante, niște informații mai deosebite referitoare la această clauză. Clauza te invit să o citești din contractul FIDIC, pentru că, desigur, știi, atunci când semnezi un contract FIDIC sau când implementezi un contract FIDIC, trebuie să știi întâi contractul, să citești, să știi ce ai semnat sau și mai bine ce urmează să semnezi, să știi la ce te angajezi și mare atenție la ce scrie în contract, pentru că altfel se poate lăsa cu daune, bani, plătiți în plus sau ceva de genul ăsta. Deci, ce să spun așa mai deosebit, mai picant despre clauza asta, în afară de Golden Rule, care, desigur, e o glumă, pentru că regulile sunt reguli și sunt reguli de egalitate și cooperare între părți. În clauza 2.5, clauza 2.1, să începem cu începutul, clauza 2.1, dreptul de acces pe șantier. Antreprenorul primește de la beneficiar dreptul de acces pe șantier pentru proiectarea respectiv execuția lucrărilor la datele care sunt scrise în contract, care sunt precizate în contract și dacă nu sunt precizate, la datele la care antreprenorul poate să execute lucrările atunci când sunt ele prevăzute în contract, în programul lui de lucrări pe care l-a inclus în contract. Dacă nu primește dreptul de acces pe șantier la datele respective sau astfel încât lucrările să nu fie întârziate și din cauza asta apar întârzieri și eventual costuri suplimentare, atunci antreprenorul poate să revendice prelungirea duratei de execuție și plata costurilor suplimentare și a profitului. Asta scrie în clauza 2.1. Clauza 2.2. Autorizații, acorduri și aprobări. În contract spune că beneficiarul dă asistență antreprenorului referitoare la legile, acordurile, permisele și așa mai departe necesare pentru execuția lucrărilor, numai că dă asistență. Nu este obligat, nu poate fi tras la răspundere că nu a pus ceva la dispoziție, pentru că, așa cum se știe, legile odată publicate trebuie cunoscute și respectate de toată lumea. Deci asta, am întâlnit cazuri în care antreprenorul era supărat că din cauza că beneficiarul nu i-a pus la dispoziție una și alta lege, acorduri și așa mai departe, atunci el a fost prejudiciat.
nu are dreptul să facă vreo revendicare din cauza asta, pentru că asta este o recomandare, este colaborarea beneficiarului cu antreprenorul, este o asistență pe care îl dă, nu este o obligație a beneficiarului pentru care poate să fie pedepsit dacă nu și-o îndeplinește. Personalul beneficiarului este beneficiarul cu angajații săi, inginerul, și inginerul este supervizorul, deci cel care administrează contractul de lucrări sau de proiectare și execuție, și el este parte din personalul beneficiarului. Și de asemenea, în personalul beneficiarului se mai consideră și alți antreprenori sau alte persoane pe care beneficiarul le îngăduie să fie pe șantier, eu știu, din diverse motive, le dă autorizația să fie pe șantier și acestea nu trebuie, desigur, să deranjeze lucrările, execuția lucrărilor. Ce mai avem aici? Asigurarea resurselor financiare de către beneficiar. Este o clauză foarte importantă. Dacă atunci când îi se solicită de către antreprenor, beneficiarul nu îi dă dovada asigurării resurselor sale financiare pentru plata prețului contractului, atunci antreprenorul poate să rezilieze chiar contractul. N-am întâlnit nicio situație în care chiar antreprenorul să rezilieze contractul, având în vedere această clauză, n-am întâlnit în România. Și un motiv ar fi că aceste contracte FIDIC sunt utilizate în lucrări mari, lucrări mari de infrastructură, care în general sunt lucrări unde statul este beneficiarul. Și în România, din fericire, statul are bani, chiar dacă la un moment dat nu poate aloca pentru un anume proiect, dar până la urmă tot alocă banii pentru proiect și atunci nu a fost cazul ca această clauză să fie folosită, poate doar ca o, eu știu, ca o măsură temporară pentru ca antreprenorul să atragă atenția beneficiarului. Ei, se întâmplă aici ceva, nu-mi plătiți, știți, eu chiar pot să reziliez dacă nu plătiți. Repet, nu a fost cazul în România, n-am auzit așa ceva în România, dar pe plan mondial s-a întâmplat din moment ce autorii contractelor FIDIC au introdus această clauză, ca unele guverne chiar să se angajeze la lucrări mari pe care să nu aibă bani să le plătească. Și atunci această clauză este o scăpare, o portiță de scăpare pentru antreprenor, pentru a nu fi prins acolo, căzut în această capcană a unui astfel de contract în care el trebuie să execute lucrări și beneficiarul să nu aibă bani să-l plătească, chiar dacă ar dori. Repet, în România nu a fost cazul și sper să nici nu fie. Și clauza 2.5, revendicările beneficiarului. Așa cum și antreprenor are dreptul să revendice bani și timp, când e cazul și când scrie în contract și când e prejudiciat sau întârziat, la fel și beneficiarul poate să facă revendicări atunci când, eu știu, are bani de primit dintr-o cauză sau alta în legătură cu contractul de la antreprenor sau când este cazul să se prelungească perioada de notificare a defecțiunilor, așa numită perioadă de garanție. Dacă se întâmplă ceva în perioada de garanție și trebuie refăcut ceva, atunci beneficiarul poate să ceară prelungirea acestei perioade de garanție, acestei perioade de notificare a defecțiunilor, și anume perioada de la recepția lucrărilor până la recepția finală. Cam astea au fost lucrurile așa mai interesante despre clauza 2 și îmi tot vine în minte acea golden rule de care v-am zis de la început, who has the gold makes the rule. Parțial adevărat când ai un contract fidic.
Asta a fost cu clauza 2. Dacă vreți să aflați și alte informații despre contractele FIDIC sau dacă ați întâlnit și alte situații referitoare la această clauză, la beneficiar, puteți să scrieți în comentarii, să le comentăm acolo sau, cine știe, să fac un video nou despre situațiile pe care mi le semnalați și poate chiar împreună cu voi. Pe curând și nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube și să apăsați acolo pe notificări ca să fiți anunțați când mai postez ceva. Numai bine!